Irina Begu, numărul 35 WTA, s-a calificat în turul 2 al turneului WTA de la Roma, după ce a învins în runda inaugurală pe rusoaica Margarita Gasparian, în două seturi cu 6 la 3, respectiv 6 la 0. Românca a obținut astfel peste 12 milioane de euro și 60 de puncte WTA. Irina Begu o va întâlni în turul 2 pe Belarusa Victoria Azarenka, cap de serie numărul 4. Chiar dacă admite că Vica și-a îmbunătățit jocul față de anul trecut când a învins-o pe Irina tot la Madrid, Românca e sigură că și nivelul său este superior. Pe tabloul principal la Roma mai sunt două românce, Monica Niculescu, care o va înfrunta pe jucătoarea columbiană Mariana Duc Marino, venită din calificări și Simona Halep, care o va înfrunta pe învingătoarea dintre australianca Daria Gavrilova și și germanca Sabine Lisichi.